salutare, dragii mei! Ușor, ușor, mai mari lumii vor încerca să închidă robinetele internetului sub pretextul că teroriștii se organizează în mediul online, iar stăpânii cei responsabili ai planetei noastre trebuie să aibă grijă de securitatea popoarelor. În realitate, ceea ce se întâmplă ține de un zumzet. De un zumzet surd, încă mocnit, care nu se aude doar aici, în România. E zumzetul mut al celor care nu vor să accepte că o mână de corporatiști, de politicieni vânduți, de paranoici însetați de putere, să decidă soarta a miliarde de oameni, să-i arunce în războaie în care nu cred, să facă experimente pe ei, să-i supună la restricții absurde, să-i impună legi absolut cretine, să-i otrăvească lent cu mâncare proastă, cu haine din petrol, cu aer din ce în ce mai poluat, cu show-uri imbecile de televiziune, cu dezinformare și propagandă mincinoasă, cu lipsa de promovare a oricărei forme de cultură, cu promovarea nulităților și parașutelor, și lista poate continua. Mă uit zilnic la Viei Cioan, post de muzică pe care firma de 2 ani mă pune zilnic să comut pentru că îi place muzica, și văd și acolo cum încet, încet apar melodii cu mesaj, cu problematici care privesc umanitatea în ansamblu și direcția în care se îndreaptă. O direcție care nu-i aparține. Aparține doar câtorva. Unde am lăsat să ne ducă, cât îi mai lăsăm, sunt întrebări și panici și frustrări și furii mocnite, iar mediul online este unul care le cuantifică aproape cu precizie de ceas elvețian și care oferă prilejul ca oamenii să rezoneze în acel mod în care mai mari lumii nu și-l doresc. Spun unii sceptici că se va reuși și punerea lacătului pe internet. Eu zic că ar fi un nebun cel care ar detona bomba mai devreme, pentru că asta a devenit întreaga omenire, nu doar țărișoara noastră, o bombă cu efect imprevizibil. Și iar vă sfătuiesc să urmăriți filmul The Wall al celor de la Pink Floyd. Veți vedea mult mai clar în ce manieră și prin ce resorturi mai subtile sau mai directe sistemul ne netezește zi de zi, ceas de ceas, creierele. Înainte de asta însă, vă mai sugerez o chestiune. Luni 21 decembrie, piața Universității din București va deveni din nou o zonă zero a democrației. Se lasă cu folk, muzica aceea care pe timpul lui Ceaușescu ținea treze conștiințe sau deștepta conștiințe, oricum întreținea acea speranță că libertatea nu a murit, ci e doar o chestiune de timp recucerirea ei. Azi, când ne întrebăm la 26 de ani de la Revoluție cât de liberi suntem cu adevărat, o mână de oameni de folk aduc din nou mesajul în stradă, aduc semnele de întrebare și încearcă să mai desțelenească niște conștiințe. E cu Mircea Vintilă, e cu Dinu Olărașu, cu Dan Teodorescu de la Taxi, e cu Emeric Imre, Daniel Iancu, Țapinari, Adi Beznă și mulți alții. Va fi frumos rău, așa că vă aștept acolo. Cât de prost să fii să miroși a colonie în loc de brânză, ne spune doamna senator Cristiana Anghel. De ce și-au mărit parlamentarii pensiile? Stați să vedeți declarații năucitoare din partea aleșilor neamului. După ce au furat o țară, și-au tras cod de etică. Să fim convinși că ne-au furat niște oameni de înaltă ținută morală, nu ultimii fripturiști. Doamna Cristiana Anghel, sunteți proastă? Este întrebarea pe care Radu Tudor, jurnalist Antena 3, i-a adresat-o parlamentare pe care chiar postul la care lucrează a făcut-o din grevistă, mare demnitar. Un demnitar care, după reacțiile pe care le are, cred că are mare nevoie de consultație psihiatrică. Hai să vedem întâi de ce se îndoiește Radu Tudor de coeficientul de inteligență al stimabilei. Nu e adevărat. Pentru că arunc hârtia. Nu e prost. Nu e
vreau să vă spun deci un lucru. Ce, stai să spun domnița chiar. Dragă, nu. Deci eu aici am inițiativa prin care abrog articolele respective și înseamnă că abrog, că nu se mai aplică. Okay, dumneavoastră ne-a făcut proști. Și ne-a făcut țara asta. Niște proști și ciobani ăștia care nu înțelegeau ei cum de doamna venise să-i salveze, fluturând în mâini o abrogare a legii făcută pe genunchi. Într-o oră intru cu ea în Parlament și vă rezolv problema, striga doamna Cristiana Anghel, jignind deopotrivă jurnaliști și ciobani. După care, mai pe seară, și-a găsit o justificare cât se poate de credibilă pentru vorbele sale. Era un agitator, nu era cioban. Agitatorul a luat foile și le-a rupt și am zis lui că e prost. Era un agitator prost. Era spălat, era orășan, nu mirosea oaie. Mirosea parfum ca mine. Ciobanii nu mirosea parfum, a afirmat Cristiana Anghel. Și proști și nespălați ciobanii ăștia. Doamna Anghel nu s-a gândit o clipă că probabil de teamă să nu le pută parlamentarilor, unii oieri e posibil să fi făcut o baie la copaie și să-și fi dat și cu nițica apă de colonie Triumf. La urma urmei nu vin zilnic la capitală. Chiar ciobanul pe care îl veți vedea în imaginile următoare o fi tot un agitator prost sau mirosea brânză de la o poștă. Faceți toate să vă spune eu! Moare 100 m-a dat voi, vă permiteți! Mii de ciobani din toată țara au protestat marți la Palatul Parlamentului împotriva modificărilor la legea vânătorii intrate recent în vigoare. Primarul comunei Corbi, Virgil Baciu, a participat și el la protest alături de ciobanii din comună. Cum s-ar spune, a fost un cioban sub acoperire și, chiar dacă nu mirosea brânză, cel puțin era consumator. Acesta a declarat exclusiv pentru A Little Bit of Press că nu a avut onoarea să dea ochii cu senatoarea Cristiana Anghel, dar că, dacă ar fi întâlnit-o, ar fi pus cel puțin un câine pe ea. Scos la rândul său din sărite de comportamentul grevistei ajunse în fruntea țării, jurnalistul Radu Tudor a postat pe blogul său următorul mesaj. Nu este prima oară când văd că senatorul Cristiana Anghel se comportă ca o precupeață în Parlamentul României. Se rățoiește la reporteri, jignește oamenii care protestează pe bună dreptate, e foarte agitată și profund necontrolată în ieșirile sale verbale. Pe scurt, o persoană greu adaptată la civilizația urbană, absolut obligatorie în instituțiile de stat. Dat fiind incidentul cu ciobanii și modul în care s-a adresat colegilor mei jurnaliști de la Parlament, o parafrazez și întreb în numele celor jigniți. Doamna Cristiana Anghel, sunteți proastă? A scris Radu Tudor pe blogul său. Un portret de milioane îi face însă doamnei Anghel jurnalistul Florin Negruțiu pe Republica.ro și spune așa domnul Negruțiu că el nu face parte din familia Antena 3, aia care au făcut-o parlamentar pe această cucoană. Cristiana Anghel este un exemplu tipic că puterea te tâmpește. Pentru o vreme a fost o eroină. A făcut greva foamei pentru că guvernul Boc tăiase salariile profesorilor. A venit televiziunea. A rupt un creion, după care a încercat să rupă și un mănunchi de creioane. Vedeți? Dacă suntem singuri, ne înfrâng. Dacă suntem uniți, nu ne poate rupe nimeni. Antena 3 a urcat-o în marea galeria conștiințelor națiunii. Dan Voiculescu i-a dat un loc de senator. Urcată pe piedestal, doamna Anghel și-a amintit de metafora cu creionul, numai că acum mănunchiul era altul. Juca în altă ligă. Strâns ciopor unul într-altul, aleșii știu că doar uniți, indiferent de partidul din care fac parte, pot rezista în fața poporului din ce în ce mai furios. Doar așa își pot da pensii speciale, doar așa se pot apăra de cererile DNA de reținere și arestare. Dintr-o conștiință civică, doamna Anghel a devenit cel mai negru la suflet reprezentant al lupilor, scrie jurnalistul Florin Negruțiu pe Republica.ro. Și-au tras pensii nesimțite într-o țară în care salariul minim pe economie abia acoperă facturile lunare. De ce? Pentru că pot. Și pentru că nu știu de cât de bâtă, dovadă și rezultatul ultimei ieșiri din stradă atunci când ciobanii au sărit pârleazul la Parlament să le spună că până și pe ei, care nu au absolvit multe clase, îi duce mai mult capul. Însă, datorită unei sesizări la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, dar și a presiunii publice, lucrurile s-ar putea schimba.
Asociația pentru Implementarea Democrației a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în urma adoptării în Parlamentul României a legii privind pensiile speciale pentru parlamentari. AID consideră acest act o sfidare la adresa cetățenilor României, dar mai presus de orice, o încălcare a drepturilor omului și un act de discriminare prin tratamentul diferențiat aplicat cetățenilor României. Modalitatea de calcul a pensiilor trebuie să fie aceeași pentru toți cetățenii României, în concordanță cu Constituția României, care prevede în art. 16 aliniat 1 că cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Astfel, Asociația pentru Implementarea Democrației, organizația care consideră Parlamentul instituția supremă în arhitectura democrației statului român și care este alături de Parlament pentru a-i întări autoritatea și rolul în raport cu guvernul și celelalte instituții. Astfel, Asociația pentru Implementarea Democrației a solicitat un punct de vedere asupra acestui caz Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pentru a fi înaintat Curții Constituționale a României. Nu aveam cum să trecem peste acest subiect fără argumentele de bun simț ale doamnei parlamentar Cristiana Anghel, care explică foarte calm și rațional de ce colegii din învățământ, spre exemplu, nu merită o pensie ca a dumneaei și cum se face că senator fiind nu are niciun privilegiu. Și dacă vreți să fiți corect, atunci spuneți lucrurile corect. Când spuneți de parlamentari că și-au votat pe doamne pensii nesimțite și nu este adevărat, spuneți foarte clar că bugetul președintelui este cu 40% mai mare și că bugetul președintelui conține 1 miliard 700 de milioane de lei la dispoziția lui. Adică nu dă socoteală nimănui, poate să ia doamnei prime câte rochii vrea din banii aceea. Spuneți lucrurilor pe nume. Dar aici vorbim de indemnizații, nu au legătură. Vorbim de indemnizațiile unor parlamentari. Da, doamnă. Deci, un consilier al președintelui din august ia 100 și ceva de milioane și nu face nimic. Eu iau același 40 ceva de milioane, nu mi-am mărit cu niciun leu indemnizația. Da? Și nu am comentat, pentru că s-a considerat că nu sunt bani. Atâta este, mă rezum la ce este. Înțelegeți un singur lucru. Deci eu în... Dumneavoastră profesor, dar că vi se pare corect să primiți o pensie uriașă? Doamna dragă, să vă explic în ce limbă ca să pricepeți? În limba română. În limba română v-am explicat. Deci eu în perioada aceasta plătesc pentru pensie, da? Vorbim de 4 ani, atât, 4 ani. Nu, doamnă, sunt unii care sunt de 25 de ani. Nu e treaba mea, nu-i alege nimeni dacă ei nu vor. Noi sunt cu forță. Doamnă, pricepeți că sunt unii care sunt de 20 de ani în Parlament. Au cotizat la pensie, da? Dar nu li se pune la vechime. Deci oamenii ăia ies cu vechime în muncă de 10-15 ani. Ori la 10-15 ani ieși cu nimic pensie. Iar ei au cotizat. Doamnă, în momentul în care ați candidat pentru Parlament, știați lucrul acesta? Știați câte aveți în calitate de... Nu am niciun fel de privilegiu, doamnă. Nu, doamnă. Eu nu am mașină la scară cum aveți dumneavoastră. Zău, hai să fim serioși. Ca o măsură radicală de protest împotriva parlamentarilor care și-au votat pensii speciale, actorul Tache Florescu a decis să intre în grevă fiscală. Iată ce a postat acesta pe contul de Facebook. Începând de azi, voi refuza să mai plătesc orice impozit către stat, adică voi intra în grevă fiscală, până când această lege va fi revocată, iar cei care au inițiat-o și votat-o își vor cere scuze public poporului român. Consider acțiunea parlamentarilor un act de trădare și sperjur față de cei care i-au votat. Îmi asum toate repercusiunile acestei decizii și voi continua, dacă e cazul, cu greva foamei până la sinucidere. Eu nu pot continua să trăiesc în umilință, înșelătorie și captivitate. Am ales această formă de protest și nu plecarea din țară sau altă formă de evadare, pentru că aici m-am născut și aici vreau să trăiesc, alături de familia mea, de prietenii mei și cetățenii acestei țări pe care o iubesc. Nu este exaltare și nici lipsă de discernământ. Pur și simplu nu mai pot și nu mai vreau, a scris pe contul său de Facebook actorul Tache Florescu. PSD și PNL și-au tras codul de integritate, de conduită morală, de bună conduită, ca atare la anul alegătorii să fie convinși că vor avea de ales între niște îngeri de candidați,
este pus la rană, nu alta. Și asta în contextul în care liderii lor sunt departe de orice integritate din aia despre care se vorbește în coduri, dar mai ales în afara lor. Nu știu pe cine vor să prostească, dar cred că și-au făcut greșit socotelile. Spre exemplu, la PSD se joacă un teatru de prost gust, în care membrii de partid fac pe naivii și afirmă că Liviu Dragnea nu ar fi judecat pentru fapte de corupție. Pentru orice altceva, dar nu pentru corupție. Liderii PSD au adoptat recent noul cod de etică în unanimitate, un cod menit să le blocheze membrilor cu probleme penale candidatura la alegerile din 2016. Despre problemele cu justiția ale lui Dragnea știe toată lumea, acesta fiind condamnat în primă instanță în dosarul privind fraude la referendumul din 2012 pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de DNA pentru infracțiunea de folosire a influenței sau autorității de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Dragnea a fost condamnat pentru o infracțiune asimilată infracțiunilor de corupție, dovadă fiind gestionarea dosarului său de către DNA. Numai că liderii PSD au susținut în permanență că Dragnea nu este condamnat pentru corupție, iar potrivit noilor criterii de integritate votate de către partid, se aplică sancțiuni doar în cazul faptelor de corupție. Ca atare, PSD nu are decât să se spele pe cap cu livachia lor, dar îi rugăm pe membrii de partid ca la anul să și-l păstreze pentru ei, să nu ne-l livreze pe post de... Doar Dragnea vă mărește pensiile, așa cum a făcut-o și cu Ponta. La Argeș, criteriile de integritate au picat cam greu filialei PSD, care are dita mai lotul de primar cu probleme de justiție, plus una bucată Tudor Penghiuc, despre care liderul Șerban Valeca spune clar că nu mai are cum să candideze din partea partidului. Conform noilor criterii de integritate ale PSD, primarul Tudor Penghiuc, recent revenit în prim planul scenei politice, nu va mai putea candida din partea PSD la primăria Pitești. Rămâne de văzut cu cine vor ieși socialdemocrații pentru primăria Pitești, dar și ce va face primarul Tudor Penghiuc la alegerile locale din 2016. Și la PNL, Purceaua este cam moartă în coteț. În primul rând pentru că partidul a rămas orfan de Iohannis, care s-a tehnocrățit. El nu se mai înhăitează cu politicienii, joacă în altă ligă. În al doilea rând, de când și-au tras criterii de integritate, Madame Gorghiu a ajuns să întreacă în proaste metehne pe colegul său, Vasile Blaga, politician îmbătrânit în rele. Au apărut noi dezvăluiri despre contractele pe care Casa de Avocatură a copreședintelui PNL, Alina Gorghiu, le-a încheiat cu Avas în perioada în care aceasta era consiliera șefului Avas, Teodor Atanasiu. Potrivit acestor informații, SCA Gorghiu, Pop și Asociații a încheiat cel puțin 5 contracte de asistență juridică cu Avas în perioada 2008-2009, în valoare totală de 66.000 de euro fără TVA. Deși a negat acuzațiile care au fost aduse în presă și a afirmat că a ieșit din firma de avocatură care îi poartă numele încă din 2007, pe Alina Gorghiu o dau de gol toate CV-urile sale oficiale. Potrivit acestora, a făcut parte din firma de avocatură Gorghiu, Pop și Asociații până în anul 2012. Gorghiu, Pop și Asociații, Avas 6.000 de euro plus TVA. Sunteți cam scumpă, doamna Gorghiu. Gorghiu, Pop și Asociații, Avas 15.000 de euro plus TVA. Gorghiu, Pop și Asociații, 10.000 de euro plus TVA. Societatea civilă Gorghiu, Pop și Asociații, reprezentanta unei societăți de stat, nu s-a prezentat în instanță la procesul cu Baclini Said, îl cunoașteți, nu? Motiv pentru care Baclini Said a câștigat procesul împotriva statului român. Stimați colegi, când vă uitați la paiul din ochiul cuiva, să nu vă încurce bârnele. Europarlamentarul Maria Grapini, acea doamnă care ne spune noapte bună în fiecare zi, comițând de fiecare dată o nouă greșeală gramaticală, a recidivat. De data aceasta la modul în care succesurile Elenei Băsescu sunt niște agramatisme nevinovate. Noapte bună, prieteni! După o seară de colinzi minunate, am intrat deja în atmosfera Crăciunului și sunt sigură că voi dormi bine. Somn bun și odihnitor! Pe mâine, a scris doamna deputat
pe contul de Facebook. Pentru că sunteți genul acela de român, căruia colinzii îi merg la suflet, nu aveam cum să nu-i dedicăm doamnei Grapini un colinz motivațional. Din cine nu ne așteaptă, rupem o bucată. Cu secera în mână și ciocanul împărțim ciolanul, îl împărțim tot anul. Și cine nu-l linge, e, cine nu-l atinge. Ce colinzi minunate, doamnă Grapini! Vă mulțumesc pentru faptul că ați readus în emisiune spiritul sărbătorilor, că uite, o luasem pe altă pantă și zău că era păcat. În această notă optimistă încheiem emisiunea cu speranța că lumea nu este atât de plină de grapine pe cât pare a fi. La bună revedere!